Salut, sunt Costi Matei și bine v-am găsit! Realizez un ultim tutorial despre Coinsbit înainte ca tokenul CNB să fie scos la exchange și să-l schimbăm în Ethereum, Bitcoin sau ce altă criptomonedă agrează acest exchange. Haideți să vedem ce timp a mai rămas. Deci aproape 8 zile. Toți cei care aveți verificarea făcută, pe acest exchange, fiți atenți când se încheie această perioadă și imediat puteți schimba direct pe cont în ce criptomonedă doriți voi. Cei care v-ați înscris, dar nu ați făcut verificarea, nu veți putea schimba acest token în criptomonedă. Ca să primiți respectivii token, trebuie să aveți verificarea făcută. Iar, în cazul în care vi s-a aprobat acea verificare, dar nu ați primit tokenii, este simplu, mergeți la chat care îl are platforma, dar să fiți, să fiți logați pe contul vostru, iar acolo le scrieți că nu ați primit cei 2000 de token, vă vor răspunde foarte rapid și o să vă activeze respectiva sumă. Sunt foarte mulți care v-ați înscris, de aceea vă repet, faceți verificarea dacă vreți să aveți o șansă să câștigați uh, ceva Bitcoin sau Ethereum, da? în valoare de 200 de dolari în acest moment. Posibil ca imediat după ce se deschide să-i scadă prețul la token. De ce? Pentru că majoritatea vor încerca să vândă la un preț cât mai bun. De aceea, reamintesc celor care aveți verificarea făcută să fiți atenți și, bineînțeles, să fiți prezenți în momentul în care se încheie această perioadă, da? Deci așa arată contul. După ce v-ați logat, aici găsiți chatul, le scrieți și problema se rezolvă imediat ce verificarea o aveți făcută, da? Cum să face o verificare? Am un video tutorial pe canalul meu de YouTube. O să vedeți acolo cum se procedează. După ce aveți verificarea, o puteți găsi undeva aici la referal și apare așa, verificație. Iar pentru cei care nu au verificarea făcută, aici o să apară un formular citiți și respectați regulile care vi le cer. Nu sunt prea multe, e vă de Două copii scanate, una după buletin, un selfie, dacă nu mă înșel. Da? Faceți acest lucru, durează 24-48 de ore până se face verificarea, după ce aveți verificarea, iar aici veți găsi cei 2000 de CNV, dacă nu mergeți la chat, îl deschideți, iar aici vă adăugați numele sau adresa de e-mail și mesaj scrieți despre ce este vorba, adică nu ați primit tokenii, deși aveți verificarea făcută, o să vă ceară câteva date și lucrurile se vor rezolva în foarte scurt timp după ce ați scris mesajul. Acum ce să zic de cei care s-au înscris, sunt foarte mulți, doar câțiva au făcut verificarea, restul, după cum se vede aici, nu am înțeles de ce nu fac această verificare. Știu, unii sunt reticenți, au loc că nu vreau să dau uh, datele personale. Perfect. Nu le dați și cu asta, basta. Dar mă întreb de ce v-ați înscris. Știți, eu o vorbă românească, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în sac. Acum, în viața reală, după cum știți, sau dacă nu știți, vă spun eu, nu toată lumea câștigă. Unii câștigă, alții pierd, iar majoritatea se uită. Doar atât vreau să mai vă spun că Coinsbit a anunțat în urmă câteva zile că a depășit un milion de persoane înscrise pe exchange. Se poate cumpara și retrage cu Visa. Da? Se poate face staking sau acel hold cu anumite criptomonede. Va fi, după părerea mea, un exchange foarte bun pentru anul 2020. Așa că cei care aveți, cum v-am spus, contul verificat, fiți atenți la perioada când se încheie această ofertă și imediat începeți să faceți schimbul într-o anumită criptomonedă și de ce nu retrage într-un valet personal. Ok, eu vă mulțumesc pentru atenție acordată, la revedere!